campanie elettorale, am planificat pentru această seară în direct, cum deja afișam, o dezbatere electorală, dați-mi voie să vă prezint. Al Partidului Mișcare Liberală, candidat la primăria Giurgiu. Mulțumesc de invitație. Cu mare plăcere. Gracias.
Ce
mai duc când a dat drumul la această lege, când a promulgat această lege, inclusiv președintele, că în pre-campanie se va face
campania pentru alegerile locale din 2016 va fi una tipică față de ce a fost până în momentul de față. Au intervenit tot felul de schimbări și aici mă refer la acele tablete pe care se deseul le dă fiecare fiecărui IT-ist desemnat secțiile de votare care va scana buletinele de vot. Drept urmare, se elimină acea problemă cu votul multiplu prin această modalitate. Tot felul de restricții referitoare la apucăturile unor candidați la alegerile trecute și n-aș vrea să intru prea mult în detalii, că știm bine la ce mă refer. Se încercau tot felul de deturnări ale
foarte reușită această nouă lege electorală. În al doilea rând, cred că la acest moment suntem într-un fel sau
faci mai mult pentru că sunt anumiți primari cu multe mandate care înțeleg să aplice aceleași apucături care le aplicau și la alegerile trecute și părerea mea este că ar trebui să fie mult mai atenți pentru că de dure legate de prefectură, de instituția prefectului. Că de ce își face prefectul treaba? Domnilor, din punctul meu de vedere, așa face încerca de turna
Essa eu vou até mandar para a minha invitada da Justiça Vada do Vênico de Navarro da Fátima da Fátima da Fátima da Fátima da Fátima da
să fie un om care în primul rând să-și dorească cu ardoare această funcție, iar prin ocuparea acestei funcții să demonstreze
atât de bine cât ar fi trebuit să meargă. Este simplu să te promiți, dar în momentul în care oamenii te au creditat cu votul lor, iar tu în 4 ani de zile nu ai fost în stare să demonstrezi, este deja o dovadă de tupeu dus la extrem să vii să soliciți din nou votul oamenilor și încrederea oamenilor în contextul în care tu nu ai fost în stare să demonstrezi că meriți acest lucru. Haideți să ne oprim aici. Ne referam la trei candidate. Să-i dăm voie și domnului Stanciu. Să fi fost la acest moment. Schimbare și să schimbă primarul care n-are experiență. Eu consider putem eliminat. Thanks.
Primar. Dânsul are experiență. Pentru că a fost consiliere local. Mulțumesc. Și domnul Vladu are experiență. Eu consider că acesta este un atu. Este o calitate. Și dânsul are experiență. Îmi cer scuze. A doua calitate pe care eu o întrevăd este ierarhizarea
aproape de oameni, atent la nevoile oamenilor și de asemenea la primărie. Calidad.
cunoaște foarte bine problemele orașului. A participat la tot ceea ce s-a făcut în general în acești 4 ani. S-a implicat. Să-mi prese să domnul Vladu, îmi cer scuze,
Cristiano, omul tău, la primărie. Bun, revenim la dezbaterea noastră electorală cu domnul Stănișteanu. Am început, cred că
structura de utilități care se află sub aceste străzi. Nu s-a făcut altceva decât o promovare și aceasta făcută
învățământ. Și aș vrea să fac și o paranteză. O să trebuiască să fim mult mai atenți și la performanțele pe care
Comisia Bugetară. A fost una destul de importantă. Deci, bani. Se
ceea ce noi o să-l întrebăm, Marius, că nu este reprezentantul ideal.
Barbu a fost inițial împotriva dezvoltării ADI-ului de apă. Din municipiul Giurgiu cu aderarea unor comune la acest stat de ei. Mai mult decât atât a atacat în instanță toate hotărârile pe care le-a luat acest stat de ei, fiind într-o situație de a pierde 100 și ceva de milioane de euro. Pe acest proiect o să vorbesc eu pe ADI. Vă spun asta, știu cu siguranță.
vreau să dau o explicație. Am să încerc să folosesc cuvintele la îndemâna tuturor ca să nu este un semn de întrebare.
conferință de presă să te lauzi că blochezi un proiect de 106 milioane de euro, părerea mea este că trebuie să fii un pic altfel decât.
tanto care trebuie. Haideți să lăsați un colo, că aici nu, până că nu se va pune o dată piciorul în prag de către Consiliul Județean. Părerea mea asta,
vină cineva care să rezolve aceste procese. Să
până la până în restaurant. Veți vedea că în dreptul fiecărei băncuțe este plin. Sunt mormane de coși de seminți. Efectiv se frică să faci mișcări bruște. Totul este dezolat. Să mai zicem de bruște.
expunere este aurul în jur. Deci este o mină de aur neexploatată.
alte taxe mai sunt. Și din punct de vedere al unui port dezvoltat turistic. Haideți să trecem rubrica la acel Maria.
case, așa cum de altfel spune și legea 15/2003, sunt o serie de regulamente. Noi într-o emisiune înțeleg că nu într-o amănunte înțeleg că ce înseamnă posibilități de petrecerea timpului liber, cât și și crearea de oportunități pentru atragerea mediului de afaceri și crearea de locuri de muncă în jurul pentru a ne păstra tinerii lângă noi. Pentru că altfel nu poate avea perspectivă.
Asta am avut discuția cu domnul Vladu și a spus că își dorește neapărat să reabiliteze acea casă a tinerilor. Cup.